Doresc să citesc un singur verset pentru început de la Isaia, capitolul 42. Isaia 42, versetul 5. Isaia 42, versetul 5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta aș dori să continuăm cu ajutorul Domnului un mesaj pe care l-am început câteva săptămâni în urmă și l-am intitulat Încotro aleargă lumea, încotro. Alergăm noi. În primul mesaj am arătat că primul jalon în acest studiu, în această căutare a noastră ca să vedem direcția lumii, primul jalon a fost absolutizarea plăcerilor. Și am arătat că acum trăim o vreme în istorie când oamenii se închină la plăceri și și-au făcut Dumnezei din orice altceva, dar nu au timp de Dumnezeul cel adevărat. Apoi, al doilea mesaj, am arătat faptul că trăim o vreme în istorie când s-au anulat pietrele care stau la baza societății și a bisericii, aceste pietre fiind Dumnezeu, familia și respectul față de țară. Și am căutat să arată ce se întâmplă și de ce aceste jaloane arată o direcție greșită și o decădere morală și spirituală a societății. Mesajul din seara aceasta este pe undeva mai pozitiv, deși că titlul sună negativ. Al treilea jalon, în această incursiune a noastră, în care căutăm să vedem direcția în care merge lumea și pe lângă lume și biserica, este abolirea supranaturalului. Abolirea supranaturalului, renunțarea la supranatural, dezicerea de supranatural și chiar unele biserici. Slăbesc aici și renunță la supranatural. Am citit acest cuvânt din Isaia 42 cu 5 pentru început și o să mai citesc câteva versete ca să vedem că și să ne aducem aminte, nu doar că acum învățăm că sunt lucruri care ar trebui să le știm, dar ni se aduc aminte că supranaturalul a început cu creația. Creația este un act supranatural. Nu poate fi explicat. Știința, oricât de avansată a ajuns, nu ne poate explica cum a început totul. Pentru că trebuia să fie un timp când, din punct de vedere material și fizic, nu exista nimic. Și ceea ce există trebuia să apară de undeva. Legile naturii și știința ne arată că nu se poate așa ceva. Nu se poate din nimic să apară ceva. Asta înseamnă că creația nu poate fi explicată pe cale naturală sau științifică. Creația este un act supranatural. Este ceva ce a făcut Dumnezeu în afara legilor naturii. Și am citit Isaia 42 cu 5. Și dacă doriți, mergem la 43 cu 10, Isaia, care spune așa: Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt, înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Isaia 44 cu 6 Așa vorbește Domnul Împăratului Israel și răscumpărătorul lui, Domnul Oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu, Isaia 44 cu 8. Nu vă temeți și nu tremurați. Căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta, voi îmi sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă. Nu cunosc. Alta. Știința caută să-l descopere pe Dumnezeu în creație. Dumnezeu nu este creație și nu este nici măcar în creație. Creația poate să dea semnale, ne poate transmite ceva despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este creație, Dumnezeu este în afara creației. Așa, după cum cei care purtați ceas și aveți ceas, dacă vă uitați la ceasul dumneavoastră și dacă îl desface și scoateți toate rotițele lui, o să găsiți în ceas pe ceasornicar, pe cel care le-a făcut. Nu. Dar dacă vă uitați la o pictură pe perete, pictura ce are autor e frumoasă, te poți uita la ea din toate părțile. Îți dai seama despre autor, despre artist, despre pictor, dar pictorul nu e nu în poză, nu e în pictură. Dumnezeu nu se identifică cu creația. Creația e naturală, e materie. Dumnezeu e în afară, Dumnezeu e deasupra. De aceea Dumnezeu nu poate fi descoperit în laborator. De aceea știința niciodată nu-L va descoperi pe Dumnezeu prin legile pe care ei le-au pus la punct ca să descopere creația. Pentru că Dumnezeu este creator și este deasupra. Nu poți să găsești supranaturalul să-L vezi în ceea ce este natural. Dumnezeu a început istoria Universului prin actul creației. Și acest act al creației este ceva supranatural. Vorbeam săptămâna trecută, ce să fac, mai citesc și eu, mai urmăresc, mai zâmbesc, mă mai educ, mă mai informez și am descoperit un lucru extraordinar. S-au studiat 600 de mii de pietre, de roci, rocks, 600 de mii s-au studiat cu diamănuntul și au ajuns la niște concluzii extraordinare. Cum ar fi că în urmă cu 3 miliarde de ani, în urmă cu 3 miliarde de ani, nu 3000 de ani, nu 30 de mii de ani, nu 300 de mii de ani. Nu trei milioane de ani, nu 300 de milioane de ani, ci 3 miliarde de ani în urmă, materia și scoarța Pământului s-a mișcat în mod treptat. Nu dintr-o dată, cum s-a crezut până acum. Până acum, știința ne-a spus că în urmă cu trei miliarde de ani ceva s-a întâmplat dintr-o dată. Și iată că după ce au studiat 600 de mii, de roci și nu știu câte zeci de milioane și sute de milioane de dolari, au descoperit. Cum au descoperit? Cum au descoperit? Au descoperit că în urmă cu 3 miliarde de ani, lucrurile -au, au început să se întâmple treptat, nu dintr-o dată. Și eu, om slăbuț, cu un pic de logică, zic, a, ah, interesant, trebuie să-i și cred. Trebuie să-i și cred. 3 miliarde de ani au fost aici și au văzut și au a durat cam un miliard de ani, deci în urmă cu 4 miliarde de ani au început așa treptat, treptat să se schimbe lucrurile și cam 3 miliarde de ani în urmă s-au așezat. Și oamenii aceștia vin să ne spună că nu este Dumnezeu. Și eu trebuie să-i cred. Când creația lui Dumnezeu strigă de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, de când strălucesc stelele noaptea și când răsare luna, că am avut acum lună plină pentru ultima dată anul acesta, că ai zis că se topește și cade pe Pământ. Toate acestea strigă că există Dumnezeu și că Dumnezeu le-a așezat pe fiecare în traiectoria lor și că lucrul acesta a început cu actul creației. Este așa de ușor, dacă îl scoți pe Dumnezeu afară nimic nu face sens, dar dacă îl pe Dumnezeu la locul lui tot face sens. Și sufletul omului și mintea omului stă odihnită și liniștită la picioarele lui Dumnezeu. Este e, e absolut o bagiocură, este o hulă, dar este și o insultă la inteligență. Se cheltuiesc zeci de milioane și zeci și sute de milioane de dolari ca să ni se spună anumite prostii și lucruri pe care nu le știe nimeni cu 3 miliarde, încă dacă ziceau 30 de mii de ani în urmă. Mă, 30 de mii de ani, o mai înghit cumva, 3 mii de ani, 3 miliarde de ani în urmă. Și tot ei contrazic ce ei au spus de-a lungul ultimelor ani. Și acum trebuie crezuți. Biblia ne arată Că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și întregul Univers. Și faptul că există, acestea există și nu pot fi explicate în afara lui Dumnezeu. Faptul că există, toate acestea, ele strigă că există Dumnezeu. Acum oamenii vor să se închine la știință și la materie. Naturalul e mai confortabil și mai ușor de explicat. Poți să explici lucrurile naturale, lucrurile supranaturale, nu le poți explica. De aceea rațiunea, doar rațiunea a preluat teologia și predicarea. Rar se mai predică despre minuni, despre lucrări supranaturale, pentru că mintea omului nu mai vrea să facă loc supranaturalului. Natura putea fi creată doar de o ființă supranaturală. Ce înseamnă supranatural? Supranatural înseamnă de a supranaturii, în afara naturii, care transcende natura. Natura asta, ca să fie creată, lucrurile ca să fie create, trebuia și trebuie să fie o ființă supranaturală. Deoarece Dumnezeu este supranatural, El face lucruri supranaturale. Și menționăm câteva, pentru că noi nu vrem să mergem cum merge toată lumea și să abolim supranaturalul. Și noi trebuie să acceptăm, noi trebuie să credem supranaturalul, pentru că Dumnezeu este deasupra naturii. Hai să menționăm câteva care sunt aproape de noi. Nașterea din nou, frați și surori, tineri dragi. Nașterea din nou este o lucrare supranaturală. Asta nu o face omul. Nu este o operă a naturii. Nu este ceva ce se întâmplă într-un laborator. Nu este un proces al educației, ci este o lucrare supranaturală pe care o face Dumnezeu. Câteva pasaje. 1 Petru, 1 cu 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață, un act supranatural a acestui Cuvânt care e ca o sămânță. 1 Ioan 1 13. Voi sunteți născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci, ci din Dumnezeu. Tit 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Frați și surori! Nașterea din nou este o lucrare pe care cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Duhul Sfânt transformă ființa, lăuntrul și mintea omului și face din el un om nou după chipul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce sunt multe probleme în biserici? pentru că bisericile sunt pline de oameni care nu-s născuți din nou. Bisericile la ora actuală, în toată lumea asta, sunt pline de oameni care nu-s născuți din nou. Și noi vrem să aplicăm regulile lui Dumnezeu, limbajul duhovnicesc, lucrarea duhovnicească, vrem să le aplicăm, și să le punem peste oameni care nu-s născuți din nou, care n-au natura dumnezească, care n-au fost niciodată transformați de puterea lui Dumnezeu, ca să gândească din prisma cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu. Și atunci cum să, cum să fie înțelegere? Cum să fie pace între oameni? Sau cum să meargă toți împreună? Cum să meargă împreună? Cum să renunță unii la bere și la vin? Cum să renunțe? Cum adică? Puneți reguli? Cum să renunțe la alte lucruri ale acestei lumi? Păi dacă oamenii nu sunt născuți din nou, omul care este născut din nou, omul acela caută să se sfințească și caută voia lui Dumnezeu în cele mai mici detalii. Mintea lui este formată și se formează după cuvântul și voia lui Dumnezeu. Renunță la tot ce este stricat, tot ce este întinat, tot ce este lumesc. Tot ce aparține diavolului și acestei lumi este lepădat. Omul renunță și caută să se apropie de Dumnezeu cu o foame sfântă. Aduți aminte când te-ai întors la Dumnezeu, dacă te-ai întors cu adevărat, cum ai fost? Și știi de ce ai fost așa? Pentru că Dumnezeu te-a transformat. Nu poți să renunți la lucrurile lumii până când nu te transformă Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu roagă-te, roagă, -te, roagă -te să te schimbe Dumnezeu dinăuntru înspre afară și apoi să rămâi în această transformare. Nașterea din nou este un act supranatural și trebuie să predicăm despre asta și trebuie să ne rugăm pentru asta, că cu oameni născuți din nou nu sunt probleme la nimic duhovnicesc la nimic ce este sfânt, nimic ce este curat și plăcut lui Dumnezeu. Nu-i niciodată, nu va fi nicio împotrivire înspre voia lui Dumnezeu. Dar acolo unde oamenii nu sunt născuți din nou, unde mintea lor stă doar în alte părți, nu la Dumnezeu și nu la Scriptură și nu la vocea Duhului, ca să asculte, să asculte ce le vorbește Duhul Sfânt prin cuvânt sau în vis sau prin descoperire oamenii aceștia merg pe lângă și sunt o piedică continuă. Noi credem în nașterea din nou. Cei mai mulți dintre noi am trecut pe acolo. Unii am trecut când am fost foarte tineri și am văzut ce a făcut Dumnezeu în noi. Am văzut ce a făcut Dumnezeu. Ții minte că ți-au plăcut numai anumite lucruri. Nu ți-a plăcut nici Biblia, nici rugăciunea, nici biserica, nici părtășia. Ți-a plăcut doar distracțiile și filmele și alte lucruri. Dar când a venit Cuvântul și Duhul și ți-a transformat mintea și inima. Dintr-o dată, Dumnezeu a devenit plăcerea Sufletului tău. Dintr-o dată ai început să iubești ceea ce place Lui Dumnezeu. Asta a fost transformarea supranaturală. Asta nu se face în școală. Merg, merg tineri la seminar ca să devină păstor și slujitor, să duc nenăscuți din nou și învață din Biblie și să întorc de acolo tot nenăscuți din nou și ajung să slujească în biserici. Și sunt acum lideri spirituali care n-au fost niciodată născuți din nou și ne rugăm Dumnezeu să aibă milă. Dumnezeu să binecuvinteze această biserică cu oameni născuți din nou. Frați și surori, oamenii născuți din nou sunt flămânzi după Dumnezeu și caută și laptele duhovnicesc și curat, caută și hrana tare, pentru că acestea ne susțin și astea vin din Dumnezeu, nu din lume, nu de pe Facebook, nu de pe social media, nu de la cinematografe, nu de la spectacol, nu de la activități sportive, ci din casa lui Dumnezeu și din Scriptură și din Dumnezeu. Nașterea din nou e o lucrare supranaturală și dacă poți să fii de 40 de ani sau de 50 de ani și să nu fi trecut pe acolo, Dumnezeu să lucreze acum să n-ajungi la bătrânețe și tot nenăscut din nou. Să fii, să trăiești pentru Dumnezeu și să trăim pentru El. O altă lucrare supranaturală pe care o face Dumnezeu în biserică e botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare supranaturală. Nu e o lucrare omenească. Nu e un artificiu. Nu e o invenție a noastră. A început în ziua în care biserica Domnului Iisus Hristos a devenit vizibilă pentru lume. Hristos a născut biserica pe calvar, dându-și viața pentru ea, acolo în suferință a născut biserica, dar biserica a devenit vizibilă în fața lumii atunci când s-a coborât Duhul Sfânt în ziua de Rusalii. Atunci Domnul a botezat pentru prima dată cu Duhul Sfânt în istorie și de atunci încoace până în zilele noastre Dumnezeu botează-L cu Duhul Sfânt, fapte 2 cu 4, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Fapte 19 cu 6. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Vorbirea în alte limbi, ca un semn al botezului cu Duhul Sfânt, este un act supranatural. Puterea lui Dumnezeu se coboară peste o ființă, și prezența lui Dumnezeu este așa de intensă încât exprimarea lui, cuvintele lui, devin cuvinte neînțelese. Vorbește în alte limbi. Cum să explici lucrul ăsta? Noi am vrea să explicăm și asta, să băgăm pe oameni în laborator să vedem exact cum, cum se întâmplă. Păi cum se întâmplă? Duhul Sfânt ia control peste ființa omului. Omul care vine la stăruință și spune, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Peste acela coboară Duhul Sfânt și el nu mai este stăpân peste cuvintele lui și peste vorbele lui și începe să vorbească în alte limbi. Asta e o lucrare supranaturală. Păi cum o explici pe cale rațională? Cum o explici pe cale științifică? Dar nu trebuie. Biserica Domnului Isus Hristos este o instituție supranaturală, fraților. Pentru că Dumnezeu ne-a scos din această lume stricată și păcătoasă, ne-a așezat în împărăția Lui și a făcut din noi cetățeni pentru împărăția Lui. Asta e o lucrare supranaturală. Și Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Și predicăm Duhul Sfânt până când vine Duhul Sfânt ca să răpească biserica. Dacă întreabă cineva cât timp o să mai fie stăruință, cât timp va mai boteza Domnul cu Duhul Sfânt, Știți cât timp? Până când vine Duhul Sfânt pentru ultima dată ca să-și răpească biserica și să o ducă la cer. Și noi zicem, vină Doamne Iisuse. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare supranaturală. Noi trebuie să o predicăm, trebuie să o trăim și trebuie să o credem. Asta o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vindecări! Vindecări! Da, noi credem... Și folosim medicamente, mergem la doctor dacă ne doare ceva, trecem prin operații. Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor și medicilor ca să-l ajute pe om. Dar sunt situații în care medicul și medicamentul nu te poate ajuta. Și ce faci atunci? Dacă depinzi doar de ajutorul omului, ce faci atunci? Atunci te duci la Dumnezeu. Și Dumnezeu, care este supranatural. Poate să intervine în mod supranatural și să lucreze făcând o minune, o tămăduire. Credem noi lucrul ăsta. Este cineva aici care a trecut, el a trecut prin atingerea aceasta supranaturală, a simțit atingerea supranaturală a lui Dumnezeu și a fost tămăduit, a fost vindecat. Vă rog să ridicați o mână. Până vine Domnul. Să se ridice mâini și mâini și mâini către cer, care să spună Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. El lucrează în mod supranatural. Nu predicăm că Dumnezeu îi vindecă pe toți, că am fi falși. Ne-ar acuza lumea și ar spune, dar nu îi vindecă Dumnezeu, nu îi vindecă Dumnezeu pe toți că Dumnezeu ne lasă să trecem prin necazurile prin care trece toată lumea. Nu ne-a promis nicăieri că pe toți ne vindecă și că noi toți o să trăim 120 de ani. Nu! Dar ne-a promis că va fi cu noi, ne-a promis viața veșnică și am văzut și a promis că El intervine. Când vrea El intervine. Niciodată, nici în Scriptură nu au fost vindecați toți. Au rămas oameni bolnavi și oamenii au murit din totdeauna și suferința au fost din totdeauna. Dar când intervine Dumnezeu, Dumnezeu ne dă cât un semn. Ne arată că El e Dumnezeu și ne arată că El poate și că El face minuni. Și noi credem într-un Dumnezeu al supranaturalului. Da, El face vindecări. Iată în fapte 4 cu 9, apostole au fost luați la rost, au fost trași la socoteală pentru o tămăduire, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. Un om de aproape 40 de ani care n-a umblat niciodată se ridică în picioare, umblă, fuge, aleargă, face ture prin templu și laudă pe Dumnezeu. Și oamenii zic, mă, asta e prea de tot. Asta e prea de tot. Oamenii ăștia sunt zei și sfinții apostoli spun, voi ne la rost pentru treaba asta? Noi vrem să vă spunem acum că omul ăsta e sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Ăla pe care voi l-ați răstignit. Acela a înviat. Acela s-a înălțat la cer. Acela a trimis Duhul Sfânt și acela vindecă. Bolnavi, binecuvântat să fie numele lui. Credem în vindecările divine, adică în minuni pe care Dumnezeu le face. Nu le face întotdeauna cum vrem noi, cum așteptăm noi, cum cerem noi, dar le face când vrea El și El are putere să le facă. Și nu le putem explica. Nu putem explica. Nu putem explica cum Dumnezeu a intrat în cuptorul cu foc și a creat aer condiționat acolo pentru cei trei. Și au ieșit afară fără miros de fum. În timp ce cei care i-au aruncat au murit în fața cuptorului. Nu putem explica. Nu putem explica cum uh, Daniel, în groapa cu lei, stătea relaxat, liniștit și acolo un înger al Domnului stătea și îl păzea. N-avem cum să explicăm și nu trebuie să explicăm. N-avem cum să explicăm cum Domnul se oprește în fața raclei. Și ridică copilașul în picioare și îl dă viu mamei sale. Cum se explici lucrul ăsta? Dar îl credem pentru că e scris și îl cunoaștem pe Dumnezeul care face vindecări. Biserica Domnului Isus Hristos acceptă supranaturalul. Nu pentru că suntem naivi, nu pentru că suntem creduli și credem orice. O, ăștia cred orice, nu, dar îl credem pe Dumnezeu. Și știm că Dumnezeu are dreptate. Și în final Dumnezeu se va ridica la urmă pe pământ. Naștere din nou, botez cu Duhul Sfânt, vindecări, minuni și intervenții supranaturale. Biblia este o carte a minunilor. Isus a fost un om al minunilor. Marcu 7 cu 37, ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune. Chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Mântuitorul nostru. Acesta este Împăratul nostru. Și înaintea acestui Dumnezeu, într-o vreme în care alții abolesc și înlătură supranaturalul, într-o vreme în care alții cred tot mai puțin am dorit ca Dumnezeu să ne întărească pe noi în credință. Să ne apropiem de Dumnezeu într-un duc de pocăință, de recunoștință, de umilință și să rugăm pe Dumnezeu să mai facă minuni, să mai vindece, să mai nască din nou, să mai boteze cu Duhul Sfânt, să mai izbăvească. Îl cunoaștem pe Dumnezeu care poate și ne încredem în El. Nu știu care e situația în care te găsești. Eu cred că sunt chiar și în seara aceasta, în casa lui Dumnezeu, tineri sau frați sau surori sau prieteni care au nevoie într-un fel sau altul de, de, o intervenție a lui Dumnezeu. Poate sunt unii care se roagă de mult pentru o cauză, o cauză care e bună, care e după voia lui Dumnezeu. Te rogi pentru mântuirea tatălui tău sau a mamei tale, te rogi pentru mântuirea soțului tău sau soției tale, te rogi pentru mântuirea copilului tău? Sigur că da, sunt rugăciuni după voia lui Dumnezeu, sunt rugăciuni plăcute lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru localitatea aceasta, pentru românii nemântuiți care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Alții suferă în trup și se roagă și așteaptă și zic, Doamne, când sau până când. Alții și-au pierdut pacea și liniștea în familie, în casă. Alții se confruntă cu pierderi uriașe, poate la business, la muncă, la job sau în altă parte. Frați și surori, lumea asta încă este plină de nevoi și de lipsuri și încercări și suferințe. Și lumea asta și noi încă avem nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Și în seara aceasta zicem, Doamne, intervină. Doamne, lucrează. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. O să facem o rugăciune. Nu trebuie să veniți în față, dar am să vă rog să ridicați o mână către cer. Dacă sunt unii dintre dumneavoastră și o să ne rugăm cu toată biserica și apoi ne rugăm pentru frații care vom pleca cu ajutorul Domnului în Africa. Dacă sunt dintre dumneavoastră, frați sau surori, sau tineri sau mai în vârstă, care așteptați, care doriți, care cereți mai de mult sau de mai puțin timp intervenția lui Dumnezeu într-un mod special, într-un mod deosebit, în viața a dumneavoastră sau a unui membru al familiei. Vă rog să ridicați o mână înaintea lui Dumnezeu ca să putem mijloci unii pentru alții. După cum văd eu, sunt cel puțin 300 de mâini care s-au ridicat. Și Dumnezeu care e deasupra tuturor, Dumnezeu care vede mâinile noastre, Dumnezeu care îți cunoaște adâncimea, profunzimea, amărăciunea durerii cu care te confrunți și a necazului pentru care strici către Dumnezeu, Dumnezeu care vede, Dumnezeu care aude, Dumnezeu care e aici, Dumnezeu poate să intervină. Ne apropiem de El prin credință, frați și surori, și credem că Dumnezeu face minuni și El poate să facă o minune în dreptul tău. O să mijlocim cu toată adunarea. Pentru toți cei care au ridicat o mână către cer, Domnul să intervine. El știe cel mai bine ce se ascunde în spatele mâinii. Noi putem să presupunem sau putem să gândim într-un fel sau într-altul, de puțină importanță. Cel mai bine e să nu judecăm pe nimeni care ridică mâna ce să ne rugăm pentru el. Doamne, Tu care cunoști, Tu care știi, intervine și lucrează ne punem încrederea în El, ne rugăm cu toată biserica, în timpul rugăciunii, frații cu care plecăm în Africa, rog să vină în față și frații slujitori se vor ruga și înspre final ne vom ruga unii pentru alții și biserica să se roage și pentru noi care vom pleca în călătorie. Dar începem rugăciunea mijlocind înaintea lui Dumnezeu. Domnul se intervine și cred că Domnul poate să facă o minune. Poate în dreptul unuia, doi, trei, cinci, zece sau mai mulți. Domnul este stăpân. De ce să nu ne apropiem de El prin credință? De ce să nu batem la ușa milei Lui? El care este Dumnezeu Atotputernic și stăpân, El care are milă de noi, El care ne promite că este și rămâne cu poporul său. Haideți să ne rugăm unii pentru alții și să mijlocim înaintea Domnului.